Vara aceasta se dovedește a fi una deosebit de secetoasă și caniculară, înregistrându-se temperaturii record. Acuatim a luat un set de măsuri pentru a asigura condiții cât mai bune a alimentării cu apa a populației la nivelul localităților din județul Timiș, aflate în area de operare a companiei. Din cauza consumului ridicat de apă pe timp de zi și seara, în unele localități s-a redus pe parcursul nopții presiunea apei distribuite în rețea. În vederea refacerii și menținerii necesarului de apă în rezervoarele de înmagazinare, tot pentru refacerea rezervei de apă efectuăm și transporturi cu toate cisternele din dotare, a transmis doctor inginer Ilie Vlaicu, directorul Aquatim. Totodată, până în prezent, condițiile extreme din această perioadă nu au provocat întreruperi în furnizarea apei în localitățile din area de acoperire a Aquatim. De asemenea, compania lansează un apel către consumatori să evite utilizarea apei potabile din rețea pentru udarea grădinilor sau umplerea piscinelor. Pentru posesorii de grădini există alte soluții alternative pentru udatul acestora. Una e instalarea în gospodărie a unor bazine de captare a apei de ploaie și folosirea acesteia. O Alta e forarea de puțuri de mică adâncime.